cum e să faci nave pe București Paris? Pasionant. În ultimul an am avut de făcut naveta de vreo 30 de ori, anul trecut mai precis, și am avut așa o idee să scriu o carte în avion, fiindcă eu nu pot să dorm decât dacă sunt extrem de obosită. Și am scris o carte autobiografică, nu foarte mare, așa 170 de pagini, un fel de jurnal intim filozofic, pe bază de eseuri, pe niște teme ale mele. Se numește cartea Eu sunt eu și cred în Dumnezeu, și, dar în franceză se numește altfel. Și va ieși în Franța, fiindcă am scris-o întâi în franceză și pe urmă am să traduc și în română. Că eu scriu mai ușor în franceză decât în română. Deja te-ai obișnuit să gândești în franceză? Da, nu, de gândit cred că tot în română gândesc. Gândesc în română, scriu în franceză, dar visez în franceză. Vă las să înțelegeți că eu nu înțeleg. Sunt chestii care mă depășesc, dar ideea este că am avut așa o chemare să vorbesc un pic despre credința mea, despre Dumnezeu, despre ceea ce mă animă, și sub formă de eseuri, așa. Am luat un pic stilul lui Dan Puric, în care el scrie foarte liber. Capitolele nu au neapărat o înșiruire, au o logică și au o altfel de înșiruire, dar nu structurat așa, știu eu, cronologică sau mai știu eu ce. Deci, da, nu fac un referat, o lucrare. E o carte de eseuri și de gânduri. Ca să mă cunoască lumea un pic așa și cum gândesc, nu numai exterior cum par. Oricum, filmografia ta pare a fi a unei actrițe străine. Foarte puțină în România, foarte multă în afară. Da. Cum s-au legat lucrurile? Primul meu film a fost un film american, făcut în România cu Castel Films, dar un rol important, nu principal, dar un rol foarte important am avut în acel film. Și după care mi s-au propus și roluri în România. Am jucat la domnul Andrei Blair, la Iulian Mihu, am început să fac câteva filme românești. Dar după asta, mi s-a propus primul gage de loc care m-a propulsat pe piața franceză. Fronta duralima. Mai bine. Mai bine că vințul ta și bănțul-i da și hai. Însi e șansul meu. Că bine. Că fiind ți și bani ți-ai dat și haina de mine. În Franța am refuzat 100 de filme, poate chiar mai mult, dar am făcut cu totul 37. Dar am încercat să refuz pentru că aveam din ce să refuz. În schimb, n-am refuzat niciodată un film românesc. Nici n-am avut propuneri, totuși. Am avut decât două propuneri după tot succesul din străinătate. A fost Călin de Țăr cu filmul Maria și filmul lui Mircea Mureșan, Sexy Harema de Acare. Deci, în afară de astea două filme complet opuse, unul independent și unul blockbuster, așa, nu mi s-a mai propus niciun film în România și nu știu de ce. Am crezut că poate nu mai știu să vorbesc română și de aceea sau... Poate și din cauza faptului că mi-a fost umbrită cariera de un scandal meschin. După aceea am făcut foarte, foarte mult, am devenit așa un brand de televiziune, ca să zic așa, și am făcut multă muzică și multe show-uri TV. Dar mă gândeam că zic, tocmai făcând atât de multe show-uri TV, lumea ermetică a cinemaului românesc se va deschide și va zice, uite, domnule, ce ludicitate pe română, ce chestii. Ei, nu s-a deschis și asta e. Continui să fac filme în Franța, am făcut anul trecut încă 3 filme și asta este, nimeni nu-i profet în țara lui. Deci asta este concluzia mea și o păstrez, așa că sunt considerată în Franța, sunt considerată actriță franțuzaică, nu franco-română. Deci ei nici nu au, ca să zic așa, pentru ei
colaborările cu filmele românești au trecut totuși imperceptibile. Nu sunt încă elocvente. Aș vrea foarte mult să fac parte din noul val românesc și nu de astăzi, de mai mult timp, de când am văzut nebuniile astea de filme. Am tot vrut să fac parte și sunt toți colegii mei care joacă acolo și totuși nu mi s-a propus nimic, așa că o întrebare pe care mi-o pun și eu. În schimb, ai jucat în filme cu actori celebri, americani, francezi. Da. Am văzut Divorțul, acolo da. Distribuție, senzațional. Da, e un film orchestră, ca și în filmul lui Marjan Satrapi, unde am jucat alături de Isabella Rossellini, de mare actor, da. Am fost mai multe filme de genul acesta, filme orchestră, cu actori incredibil de mari și în care toți aveam roluri importante și, da, mi-a făcut foarte mare plăcere când am avut feedback-ul lui James Ivory despre cariera mea și despre participarea în filmul Gaggio di Lo și mă lăuda atât de tare încât nu mai știam unde să mă ascund, pentru că așa o somitate să te laude pentru meseria ta te depășește. Ca să zic așa, și dar era de o blândețe incredibilă la filmare și păstrez unul din cele mai frumoase suveniruri, ca să zic așa, amintiri, vezi, gândesc în francez. Păstrez unul din cele mai frumoase amintiri de la colaborarea cu James Ivory. Incredibil de blând, contrariul lui Michael Haneke, care este extrem de dur. Cu care am colaborat foarte frumos de asemenea, într-un film al lui Isabel Huppert, Beatrice Dahl și alte personaje. E adevărat, când eram în România și mă duceam la cinematecă și o vedeam pe Isabel Huppert, nu imaginam vreodată că voi juca alături de ea. Marie, moi, soeur, travailler bien, plus qu'autre ici, mais nous sommes personne, enfant malade. Grand-mère d'Ambert, plus pouvoir travailler. S'il vous plaît, autre avoir des choses à donner. Nu, nu fac șoza, Jean-Jean, să mă vezi mode, nu, ți-l buble. A, un ștoic lui. Și cum comunici cu ei? Cum decurg lucrurile pe platou? Mă rog, sunt oameni foarte cunoscuți. De o simplitate exemplară. Bine, sunt multe anecdote de povestit, foarte, foarte multe. Unii dintre ei sunt foarte detașați, trăiesc momentul din plin, de a profita de film, de a fi cu ceilalți, de exemplu, Isabella Rossellini, ne invita tot timpul la masă, era o plăcere să aibă serile cu noi, să profite de viață de tip. Alții, ca Isabel Huppert, sunt închiși în loja lor, ne vedem între filmări, așa un pic, sunt închiși în loja lor și în permanență lucrează, căutând business-uri pentru următorul film. Deci, în permanență, să te de vorbă cu America, cu Japonia, cu Temir, cine, cu toată lumea largă, ea nici nu te întrebai când își repetă rolul. Juca și în același timp era businesswoman până peste cap. Iar alții sunt foarte detașați, foarte profitori așa de viață. Profită de orice moment și așa. Deci sunt diverse personalități, ca să zic așa. Tu unde te încadrezi? Eu cred că în timpul unui film simt nevoia să fac un break total și să profit de film și de ambianța filmului și să încerc să lucrez așa în filigran cu o pupilă, cu o intenție, cu un gând doar care se vede față și lucrez mult înainte de film și în timpul filmării lucrez foarte mult. Și iar după aia, de obicei, sunt genul de businesswoman și imediat zic, acum bun, altceva, ce fac altceva? Și am trecut imediat la altceva. Și de aceea, un an de zile mai târziu când apare filmul și zic, ok, trebuie să mergem să-l prezentăm și sunt complet plecată înspre alte orizonturi și alte chestii. Compun acum două albume de muzică, am scris această carte, vreau să creez un parfum și am mai multe chestii pe care vreau să le fac. E mai mult, nu m-aș poziționa ca businesswoman, că nu sunt pe genul ăsta. În schimb, mai degrabă m-aș poziționa ca o persoană care simte nevoie de creație în permanență. Dacă nu creez ceva, intru în panică. Ce, care-i rostul meu? Ce am de făcut? E foarte greu pentru mine să nu creez ceva. A, ești o persoană foarte energetică, plină de energie. Ești, cum să spun, răspândești în jurul tău chestia asta. Da. Bănuiesc că și trebuie lucruri
pe care să-ți o consum energia asta interioară. Da, cred că da. Da, nu sunt... creez ocaziile și eu, la rândul meu, am fost de mai multe ori producătoare a proiectelor mele, creez ocazii ca energia mea să se consume. Deci când e nevoie să fiu manager, al trupei mele sunt manager. Când e nevoie să fiu producător, sunt producător. Deci țin ca să zic așa frâiele propriilor mele proiecte. Am scris și un lungmetraj la un moment dat, dar cred că eram prea tânără când l-am scris și am lucrat la el foarte mult timp, încât și-a pierdut și prospețimea aceea de a fi un draft. Am făcut o nebunie în care fiecare actor, 6 actori în film, jucau fiecare câte 18 personaje. Și era așa un challenge, vreau un fel de film gen Bob Fosse, dar se apropia foarte mult și de ideea în pielea lui John Malkovich. L-am scris înainte de a fi filmul John Malkovich. Deci mi s-a părut genial că un personaj se dedublează și intră în altele și altele. Bine, am avut așa niște viziuni, ca să zic așa, dar nu s-a putut realiza atunci, eram prea tânără, iar acum mă simt un pic detașată de filmul ăla și nu mai îmi spune nimic. Dar sigur într-o zi voi trece în spatele camerei și voi realiza un film. Sigur. Ceea ce în Franța se poate. La noi, fiind vorba de o elită și de o tratare elitistă a meseriei, nu se poate să spui, uite, sunt și scenarii, și regizori, și producători, și compozitori, și toate astea. Nu se prea poate. Dar eu, când am ajuns în străinătate, asta am primit ca și cadou. Ori așteptam acasă cu un baton de eyeliner așa la ochi și mă machiam 84 de ore de rând, așteptând să-mi pice un scenariu în cap. Ceea ce în vremea respectivă, vă spun, primeam foarte multe scenarii pe care le-am refuzat. Dar au fost și perioade în care nu primeam niciun scenariu și niciun film, nu apărea la orizont. Dar aș fi putut să rămân așa, genul de persoană care se gândește și acum voi fi actriță și voi juca într-un film și voi face un casting și asta... Sau să iau taurul de coarne și să compun propria muzică, să le produc albumele, pe urmă să fac spectacole, să le inițiez, să mă implic. Și de acolo e doar un pas către realizare. Și așa, videoclipurile pe care le fac, eu scriu scenariile și le las realizarea altora, care mai mult sau mai târziu scapă din mână firul scenariului și ajung în alte părți. Și de fiecare dată am așa un mic regret și îmi spun, dom'le, de ce nu îl fac eu până la urmă, dacă tot știu ce vreau și cum vreau și așa mai departe. Dar fiecare, mă gândesc că fiecare cu meseria lui. Într-o zi trec în spatele camerei, că asta e clar, fiindcă îmi place. Și îmi place să și pictez, îmi place să scriu. Am dirijat mulți actori pe platou, așa cum face și Rebenciuc. Rebenciuc își dirigează actorii de lângă el pe platou. Încă știi că dacă el joacă într-un film bun, cu actori buni, el și el este bun. Și eu de foarte multe ori am făcut același lucru cu actorii care au fost permeabili, cu actorii care au fost deschiși. Eu nu pot să dau un sfat greșit. Nu pot să-i spun cumva, te rog frumos, ia-o pe acolo, cazi într-o groapă, o să vezi ce bine e. Nu pot chestia asta. Deci, obligatoriu, chiar dacă pot să fiu cea mai geloasă de pe planetă, că o altă actriță poate fi mai bună decât mine, simt nevoia ca toată lumea să joace bine. Și atunci dau sfaturi și mă implic și mă agit să joace bine. În Gaggio di Lo am fost coachul la foarte mulți actori romi din film, pentru că... pentru că nu vorbeau, regizorul nu vorbea franceză și pentru că înțelegeam așa cât de cât telepatic ce vrea să spună și simțeam că gata, sunt în supa filmului. Sunt acolo, plutesc așa ca un fel de leuștean mic pe film și că ăla-i filmul. Acolo trebuie să fiu și simțeam că alții erau pe lângă. Și atunci le dădeam cu un sfat. Ultimul film pe care l-am făcut în Sibiu,
cu un regizor neamț care e prezentat la TIFF anul acesta. A fost la Cluj și va fi prezentat și la Sibiu pe 26 iunie. Același lucru s-a întâmplat. La filmare era o fată care era, avea un coach personal care era, o învăța foarte prost să joace. Foarte prost. O scotea din naturalețe. Era o fată de origine romă și avea o naturalețe care ieșea foarte bine și cineva o învăța foarte, foarte didactic. Și am luat-o și am zmotocit-o și ce faci? Vrei să te vezi în halul ăsta jucând un film? Vrei să fie, un eșec? Și am lucrat cu ea. Și mi-a mulțumit, după aia m-am întors peste câteva săptămâni la filmare, mi-a mulțumit că s-a dus pe drumul ăla și că regizorul era foarte încântat. Și cred că e important când ești într-un film să faci parte din film, nu doar să fii acolo, vin să-mi iau banii și am plecat. Sunt mulți actori care nu-și citesc decât rolul lor. E momentul în care mi se dă un scenariu, în ziua respectivă l-am devorat. Peste oră sunt regizorul. Ce e? Citesc scenariul așa, ca pe nu știu ce. Așa mi se pare că... Și atunci îți dai și seama, efectiv, dacă un film e bun sau nu, dacă îl poți și dintr-o suflare, dacă îl poți... Dacă intri în film, dacă nu-l mai lași din mână și dacă trecă niște emoții și plângi la sfârșit sau râzi sau plângi sau toate astea, atunci eu cred că așa trebuie făcut. Nu pot să iau pe bucăți sau să citesc doar scena mea sau asta. De mine e o pasiune și fiind o pasiune încerc să mi-o construiesc în așa fel încât să nu se termine brusc. De aceea n-am mers pe frumusețe și sex appeal. Nu le-am avut niciodată, dar am avut grijă să nu merg pe chestia asta. Nu, da. Am avut cât trebuia, nu exagerat de mult. Și am încercat să construiesc pe altceva. Și în Franța. Am refuzat, poate filme așa, unde eram doar de decor, așa, drăguță, petiantă, 25 de ani, chestii. Un pic sălbatică, fiindcă veneam din Est. Și că noi, despre noi cred că noi suntem niște sălbatici, exotici, așa, ceea ce nu suntem deloc. Nici exotici, nici sălbatici, suntem niște deștepți, da, asta e altceva. Și mi se propuneau foarte multe filme pe această chestie. Așa, o pată de culoare. Și le-am evitat cât am putut eu. Am încercat să mă duc către roluri care aveau un substrat, care aveau o forță, care aveau... Și cu regizori buni. Pentru că acum la pleiada de regizori pe care o am, oricare regizor se înscrie în pleiada asta, scrie, zice, da, domnule, lucrez cu aceeași actriță care a lucrat cu toți ăștia. Și contează. Începeam să... Am refuzat filme plătite îngrozitor de bine, de plângeau agentul, deci câți bani erau. Deci plângea agentul, te rog, acceptă filmul, te rog, eu frumos, îmi iau și 10% din banii aia. Nu! Și le-am refuzat pentru că de acei regizori au fost flopuri mondiale de film. Și de acele regizori nu se mai auzi niciodată și nici de actorii care mi-au jucat în filmele acelea. Și erau așa niște flopuri încât îți atrăgea așa o undă de negativism asupra ta, încât nimeni nu mai vrea să lucreze cu tine. Deci am încercat să evit cât am putut genul ăsta de context. Crezi că te-a avantajat faptul că știi atâta limbi străine? Și că știu atâtea limbi străine și m-a avantajat faptul că în facultate mi s-a dat un sistem de valori, mi s-a explicat un sistem de valori, am studiat foarte multe istoria artei și ne-am dus la cinematecă. Aveam pasul gratis și eram obligați, cel puțin eu, noi asta, școala asta am făcut-o, obligați să vedem integrală Bergman, integrală Antonioni, integrală Fellini, integrală Pasolini. Și uite că le vedeam și aceste integrale, Tarkovski, integralele astea te obligau, aceste filme te obligau să-ți faci un sistem de valori și să-ți dai seama ce film e bun, ce film nu e bun. Și cam asta contează foarte mult. Până la urmă e o chestie de flair. Citești un scenariu, joci un film, poate fi bun, poate fi prost, dar totuși ai o obligație de a ști cât de cât pe unde pășești. Cunosc actrițe franțuzoaice care nu citesc niciodată scenariul și nu-și învață rolul până în ziua filmării. Agentul alege pentru ele în funcție de cine plătește cel mai mult și ele vin la filmare, se fac
zile speciale în care el se repete rolul. Eu nu sunt genul ăsta. Voilà. Asta e. Și genul de carieră mi se pare că îți scapă de sub control și că până la urmă e un fel de... Chiar se numește carieră sau carierism, așa, dai într-o piatră, așa, nu știu. Nici nu-mi place să numesc pasiunea mea și abnegația pe care o am pentru meseria mea și adevăra pasiune, eu numesc bijuterie mai mult meseria mea, nu numesc carieră. Carieră mi se pare așa o chestie stahanovistă, unde dăm un cop într-o piatră și legat de piatra în cap și... Ce profesor crezi că ți-aș lefui talentul în facultate? Foarte mult, doamna Olga Tudorache, dar am avut șansă, o șansă incredibilă de a lucra timp de 7 ani și cu Dan Puric, care ne forma ca oameni. Tot ce vorbește Dan Puric acum, nu le vorbește așa deodată. El așa era și pe vremuri. Deci eu știu, așa până s-a apucat să scrie, să fie un mic profet al timpurilor noastre, el așa vorbea cu noi, ne forma pe fiecare în parte. Am avut privilegiu să fiu formată de Dan Puric și de să ne roage, să ne impunem o anumită conduită și o anumită chestie. Toate astea s-au, în timp s-au început să-și arate, au început să se aranjeze și să se pofineze. Iar eu cred că meseria n-am făcut prea multe compromisuri. Eu ne-aș zice că am făcut niciun. Prefer să fac un film prost, dar care pleacă de la un regizor bun și cu un scenariu bun și cu un scop înalt, decât un film, adică prefer să fac un film bun, bineînțeles, dar decât să fac un film în care n-am crezut și eu să joc prost, dar tot filmul e bun, sau în fine, prefer să fac un film în care chiar toată lumea a crezut și n-a ieșit. Se poate întâmpla, e ca o, să nu zic maioneză, dar e ca o prăjitură, ca un fel de mâncare. Nu ești sigur că este un film, e totuși e ceva, știu, care ține și de o întreagă conjunctură, de minune așa a cinematografiei să iasă bine de tot un film. De aceea apreciez și foarte mult nouă Val Român. Că sunt multe filme care te marchează și din fericire avem câteva festivaluri românești la Paris unde pot să vă zic că 3/4 din sală sunt pline de francezi care vin expres să vadă festivalele de filme românești. Ce fac ei acolo, ce fac românii? Dincolo de ceea ce îmi spui, am văzut pe tot felul de site, presă mondenă, franțizească. Da. Ești o prezență specială pe la evenimente, tot timpul ești în evidență cu ceva. Cum îți vine ideile astea? Adică îți propui să faci ceva, dar pur și simplu e manifestarea aia de bucurie din locul și momentul respectiv. Da, cred că sunt și pe lângă faptul că noi actorii nu avem simțul ridicolului, cred. Din fericire. Nu stai tot ziua să stai cu stresul de a ieși în evidență. Dar pe lângă asta, cred că ai mei părinți mi-au spus că e foarte important să ai personalitate. Și eu de mică mi-am pus întrebarea, domnule, ce înseamnă personalitatea asta? Mi-am pus o problemă pe la 9 ani, așa. Și am început să-mi caut stilul meu. Și am devenit punk la 13 ani, făcând coafură Cindy Lauper în liceu german, așa, unde s-a reunit toată școala și toți profesorii s-au reunit și s-au întrebat de ce sunt eu punkistă la 13 ani și ce mi se întâmplă. Și atunci părinții au spus că e normal, își creează personalitatea. Au fost întrebați părinții, ați văzut cum a plecat azi de dimineață la școală? Da, am văzut. Și ce părere aveți? Își formează personalitatea. Au zis, bine, o să o formau la dumneavoastră acasă, dar la școală vine cum vrem noi. N-a fost chip. În fiecare zi aveam altă culoare de păr. Fiecare zi. Și eram cunoscută în permanență cu părul ori explodat așa mare pe care scriam cu spray argintiu Rona, ori cu o coafură, nu exista ziua și coafura. Eu acum sunt extrem de calmă, fiindcă eu cred că m-am trăit aceste excentricități la vremea potrivită, că sunt, de când sunt actriță, mi s-a spus că a trebuit să las ca să pot fi maleabilă un pic, să fiu înspre natural și de altfel toate rolurile le-am decroșat în filme când nu mă pensam. Nu vrea nimeni să lucreze cu mine în film când eram pensată și
congelată așa. Și împăiată, mai precis. Și văd filmele, am venit așa, fără machiaj, nepensată, cum eram eu. Și le-am luat. Așa am luat toate filmele. Și asta mi-a plăcut foarte mult în Franța, se privilegiază foarte mult naturalețea. La un dat mai plictisești de naturalețe și atunci la evenimente, când mă plictisești de naturalețe, devin un pic fashion victim, mă îmbrac mai țăcănit, fiindcă eu doza aia de țăcăneală o am. Deci o țin așa, dar din fericire pot să mă exprim latentă. Foarte latentă, da. Dar nu mai exprim în permanență, nu mai sunt eu propriul meu experiment, ca să zic așa. Puneam ace de siguranță prin mână. Da, ce fac copiii ăștia acum la televizor, că sunt ei voodoo sau mai știu ce. Pentru mine e ceva normal. Așa mă îmbrăcam când eram mică. Și... Dar acum pe scenă mă exprim când am nevoie neapărat de pete de culoare, pictez, scriu, mă exprim în altă parte, mă exprim un pic nebunia și unicitatea. Nu mai am nevoie să fiu destroy, așa ca să spun. Dar la evenimente, da, că uneori mi se întâmplă, da, să creez. Și uite culmea, când mă duc la Cannes, există diferite coafuri, de exemplu, Modsayer sau creatori din ăștia, care creează coafuri pe diferite chestii, ori pe plase, grele, pe nu știu ce, pentru mine. Măi, Rona, vii vara asta, da, vii la Cannes-ul ăsta, da, avem ceva pentru tine. Ei știu că numai eu pot să port un triunghi în cap sau o chestie ciudată și că am să joc jocul ăla. Pentru că la Cannes, de exemplu, în afară de a prezenta filmul, de fiecare dată când am urcat la Cannes pentru a prezenta un film, am fost extrem de sobră și de cuminte. Dar la Cannes este showtime. Dacă urci la Cannes fără să te strâmbi și Tarantino scoate limba, dansează, face rock and roll, el poate nu e, parcă nu e un om normal, foarte calm, l-am cunoscut. Deci e un om extrem de normal, dar știe că la Cannes e showtime și că asta înseamnă să respecti Cannes-ul, să fii țăcănit și să faci un show acolo. Și atunci acolo merge toată nebunia. Cu cine ți-a plăcut cel mai tare să lucrezi? Deci... În afară de James Ivory. Foarte mult cu Tony Gatliff, chiar dacă este un regizor extrem de dur, dar la al doilea film pe care noi l-am făcut, care se numește Je suis né d'une cigogne, m-am născut într-o barză, filmul acela l-am realizat, ca să zicem așa, amândoi și a fost o complicitate foarte mare. Genul de regizor instinctiv care, fără să știe, la fiecare cadru îți cere altă metodă de lucru. Deci, odată te roagă să joci și, știu eu, Grotowskian, știu eu, așa. Odată te roagă să joci prin detașare, Brechtian. De fiecare dată îți cere altă metodă de lucru. Ceea ce este rarisim și el nici măcar nu știe. Dar bine, când m-am făcut școală, eu știu. Și era așa, era foarte interesant, pentru că el te vedea jucând cu planuri, cu tot ce ajungea să-ți transmită, nu știu, imagini, filme, nu știu, nu pot să spun. Am ajuns la... Pe urmă am lucrat și la muzică de filme, am luat Cezarul de mai multe ori pentru muzică de filme, am lucrat împreună, am luat și eu Cezarul împreună cu el. Și... ajunsesem la un punct la care el făcea niște gesturi așa de mâini și eu știam ce vrea. Deci e genul de regizor care face așa și spune, acum te fugărește manifestația, ești violată, ești bătută și nu mai ai voce și îți face doar așa de mâini. Și din mâini vorbește, că nu poate să vorbească la o înregistrare. Și deci când ajungi la genul ăsta de înțelegere cu un regizor, eu zic că este genial. Din nefericire, la Paris, foarte mulți au bârfit că de ce colaborăm doar împreună. Și atunci n-am făcut decât 3 filme împreună. Mi s-au părut foarte puține, pentru că el
El mă caută în continuare în următoarele actrițe pe care le-a avut. El tot pe mine mă caută, de fapt, ca și actriță, pe comunicarea aia, care e foarte rară. Și poate ți-e un sfat pe care aș vrea să-l dau tinerilor regizori care și-au făcut o echipă sau și-au făcut o actriță cu care au comunicat într-un anumit fel, să nu lase baltă genul ăsta de experiență. Pentru că, uite, Ingmar Bergman sau, știu, Antonioni cu Monica Vitti sau mai mulți au avut actrița lor care înțelegea. Fiindcă, pe urmă, l-am văzut. A făcut câteva filme în care actrița era obligată să vadă filmele cu mine. În fiecare seară avea tema acasă. Și până la urmă n-a apărut în cadru, deloc. O zic și eu cu un pic de satisfacție. Dar, totuși, mi se pare aberant când ai o comunicare atât de mare cu un regizor, să nu mai colaborezi pentru un simplu motiv că spune Parisul, și Parisul e greu de gură, mai rău ca Bucureștiul, așa, spune Parisul, ce domnule, lucrezi doar cu ea. Și mi-a părut rău că începusem să scriem un alt film. Și de fiecare dată când fac un film, îmi dă scenariul să-l citesc, să-i spun dacă e bun filmul. Și spun, sincer, de fiecare dată. Și când le pune pe actrițe să joace exact rolul meu, îmi dau seama că tot eu ar vrea să joc un film. Și asta e situația și trecem mai departe. Asta e foarte frumoasă. Zi-mi ce proiect ai acum. Acum am un film destul de haios pentru vara asta. Inițiat de Iulian Furtuna, se numește Mătura, nu știu exact, va fi un film de sketch-uri, o comedie. De mult timp n-am mai făcut comedie, așa că mă bucur foarte tare. Unde voi juca soacra mare? Așa, un rol de soacra mare, eu, vă dați seama. Așa, ce bucurie. Și se va filma tot în Delta și va fi în mod normal pentru... E un film pentru Canal Plus, eu comandă Canal Plus și de-abia aștept să începem în august, începem. Și mai am o regizoare care de data asta mă consideră actrița ei și care vrea toate filmele să le facă numai cu mine, fiindcă are un... Am jucat într-un film al ei care se numește Aripile arse și filmul Miliarde ca tine, puiul meu. Je suis pas sûr de... Vous êtes sérieuse? Ça dépend des moments. D'accord. Alors en fait, c'est un bouc, donc je pense pas qu'il aura besoin de chaussures ou quoi que ce soit. C'est pas un bouc. C'est un petit biquet, comme vous, quoi. Bon, ben alors, je vais vous inviter à boire un café, comme ça vous êtes pas venu pour rien. Este regizoarea Matilda Conce, pictoriță, fotograf, regizor. Ea a făcut și producția, o femeie rock and roll, ce zic mai. A lucrat foarte mult cu Luc Besson. Și pe temele astea de comedii vegetariene, are o grămadă de idei. Dar idei din ce în ce mai nebunate. Adică mi se pare niște idei geniale. Ea a reușit să facă un univers suprarealist din raportul oamenilor cu animalele. De filme complet suprarealiste. Deci, cam cum este la noi tratat, știu eu, un bacalaureat, sau cum e tratat la noi, știu eu, cum a fost televiziunea aia, genialul ăla de film, cu o televiziune de carton de cădeau. Era fost filmul făcut, cum s-a numit nebunia aia de film, la Est de București? A fost sau n-a fost? A fost sau n-a fost. În Franța au zis la Est de București. Ni l-au tradus în toate felurile, niciodată nu știu cum se numește filmul. În fine, a fost sau n-a fost? E... Cam în harul ăsta, cam așa tratează ea raportul oamenilor cu... Este atât de înverșunată, de fapt, pentru că vine chestia asta de foarte mulți nervi, pentru că e vegetariană, vegan, militantă, încât nu vrea să facă film militant. Atât de înverșunată, încât face comedii suprarealiste. Și aștept următorul film, care va fi un road movie în toată Germania, cred unde o să adoptăm un porc sau o chestie de genul ăsta. Că tot filmul vor juca un porc. În filmul Ești născut dintr-o barză este un film manifest care acum a început să fie citat în foarte multe emisiuni. Pentru că în 98 noi am avut viziunea cu Toni Gandiviu și cu el când am scris scenariul. Am avut viziunea că
granițele au crescut până în ceruri și că în curând și berzele vor avea nevoie de pașapoarte. Și ceea ce se întâmplă acum cu criza asta imigrației, foarte mulți vorbesc de filmul nostru. Dumnezeu, dar n-ar trebui să dăm pașapoarte la berze dacă tot ne ofticăm pe toți marocanii care vin pe aici și așa mai departe. E un film politic, e un film mai mult care vrea să vorbească și de ceva, de legătura noastră cu solidaritatea, dar în același timp trebuie avut și foarte mare grijă ca să nu fie recuperat politic de diferite interese și asta. Dar ne-am avut ideea asta și îmi plac filmele astea așa, manifest. Plac foarte tare. Păi cred că ai comic. Agenda plină vreo câțiva ani de aici încolo. Nu, nu e chiar așa, nu. Am acum două albume pe care le scriu eu, cartea de scos, parfumul pe care vreau să-l produc neapărat și acest film și o piesă de teatru. Dar nu mi se pare suficient. Eu de obicei fac 3 filme pe an, așa că nu mi se pare deocamdată. Mai, e loc și de mai bine. Cu drag.